Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum putem să spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Pe cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, și cei neprihăniți privesc fața lui.